Președintele PMP, Eugen Tomac, invitat astăzi la interviurile PS News. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Tomac. Vă mulțumesc pentru invitație. V-am văzut aseară la televizor. Erați în spatele președintelui Traian Băsescu în momentul în care fostul șef al statului făcea declarații pentru jurnaliști. Le spunea că este suspect într-un dosar. Dumneavoastră și alți oameni tineri politici erați în spatele său. V-am văzut și lângă Elena Udrea, evident, în ultimul timp, un vârf de lance al Partidului Mișcarea Populară, o platformă creată de altfel, după toate aparențele, pentru Elena Udrea. Ce se mai întâmplă în Mișcarea Populară? Ce mai faceți dumneavoastră acolo? Care e sentimentul membrilor, să-i spunem, acestui partid, care până acum făceau figuri de suporteri ai unor mari și proeminente personalități, precum Elena Udrea sau Traian Băsescu? Bun, aici lucrurile trebuie separate și prezentate corect și asta voi încerca să fac. În primul rând, Mișcarea Populară s-a născut ca un curent politic, ideea de a sprijini pe președintele Traian Băsescu în linia politică pe care a consacrat-o ca președinte, ca lider politic înainte de a ajunge la Cotroceni și n-aș intra mult în tot ce ține de valorile pe care președintele Traian Băsescu le-a promovat în ultimii 10 ani, pentru că ele sunt arhicunoscute. De altfel, dacă stăm să ne gândim și să privim lucid lucrurile, inclusiv reforma în justiție a reprezentat un obiectiv major pentru cele două mandate ale președintele Traian Băsescu. Mai puțin cunoscute sunt aspectele pe care astăzi ni le dezvăluie justiția însăși. Și, de exemplu, în situația de la ANRP, toate aceste suspiciuni de corupție care planează în mari dosare sunt tot legate, indisolubili de oameni cheie de pe scena sau din culisele politicii lui Traian Băsescu. Vreau să închei cu etapa partidului. Deci partidul s-a creat cu scopul de a duce mai departe linia politică promovată de președintele Băsescu. Nu se pune problema legată de persoane, pentru că eu sunt în acest partid încă din prima clipă. Partidul a avut evoluția sa, s-a înregistrat anul trecut în ianuarie și am intrat în două competiții electorale. Toți actorii de pe scena politică spuneau că nu avem nicio șansă să nici măcar să ne înscriem pentru alegerile europarlamentare și am mers la europarlamentare și am reușit să trecem pragul, să trimitem doi europarlamentari. Am avut un candidat pentru alegerile prezidențiale care a luat 500.000 de voturi. Deci nu discut despre nume, discut despre proiect în sine, deci el are o perspectivă destul de clară. Dar și situația are și structuri. Percepția publicului s-a schimbat dacă mâine ar avea loc alegeri. Credeți că ați mai obține scorul bun? Nu vă contrazic pe care l-ați obținut? Sunt absolut convins. Dacă mâine vor avea loc alegeri sau dacă peste o lună de zile, cu atât mai mult în 2016, PMP-ul va obține un scor mult peste așteptările tuturor. Cum? Pentru că pe scena politică astăzi există trei actori politici. PSD-ul, care este măcinat de propriile probleme și sigur erodat de guvernare pentru că a venit la putere și a promis foarte multe, dar nu a reușit aproape nimic să realizeze. Avem un PNL care nu poate să se lase de metehnele pe care le-a avut în USL, cu toată fuziunea pe care a făcut-o cu PDL-ul. Și sigur, președintele Băsescu, care e din ce în ce mai implicat, e din ce în ce mai activ și sunt convins că opiniile președintelui Băsescu, implicarea domniei sale în construcția partidului, pentru că e un partid nou totuși, Partidul Mișcarea Populară, am tras o linie pe 8 februarie de la ultimul congres, suntem în plin proces de reorganizare a Partidului de Consolidare. Practic avem conferințe în fiecare săptămână în întreaga țară. Până la sfârșitul lunii aprilie vor fi
organizate conferințe județene în toată România, tocmai pentru că vrem să știm exact care este starea partidului și din tot ce am observat până la această oră, mă bucur că foarte mulți români care au fost dezamăgiți, poate la un moment dat de Partidul Mișcarea Populară, poate nu au vrut să se implice până acum atât de hotărât. Din clipa în care președintele Traian Băsescu a venit la Congresul PMP și ne-a spus clar că vrea să fie partenerul nostru și vrea ca împreună cu noi să își apere cele două mandate, foarte mulți oameni au venit în rândul Partidului Mișcarea Populară. Ceea ce e un semn foarte bun, pentru că există trei actori și în mod clar rolul nostru va deveni din ce în ce mai important pe scena politică. Dacă îmi permiteți, președintele Traian Băsescu are calitatea de suspect, spunea domnia sa, pe scările partidului, pe scările clădirii care adăpostește sediul PMP. Este urmărit penal în dosarul în care Gabriela Firea l-a acuzat de șantaj. Și asta e doar una dintre problemele de imagine ale fostului șef al statului în ultimul timp. Este o acuzație concretă la adresa domniei sale. Credeți că mai puteți, că se mai poate construi ceva pe imaginea lui Traian Băsescu sau sunteți un fel de Don Quixote? Haideți să dăm timp un pic înapoi. Îmi aduc aminte că atunci când era primar general președintele Băsescu, avea la un moment dat vreo 800 de procese în calitatea sa de primar al municipiului București. Deci, faptul că... Credeți că sunt comparabile situațiile? Au fost 2 ani de mandat în care șeful statului spunea că modernizează statul și că reformează justiția. Ce arată astăzi DNA-ul, nu mă refer la relatările jurnaliștilor, este o caracatiță teribilă care s-a dezvoltat în această perioadă pe mai multe paliere, la nivelul unor instituții cheie ale statului, dosarul Microsoft, ANRP-ul, toate lucrurile astea s-au întâmplat în vremea lui Traian Băsescu. Un Traian Băsescu șef de stat, nu absolut. Edil, chiar la București. Absolut. Nu, am vrut să vă spun că nu e pentru prima dată când președintele este, de exemplu, invitat la parchet sau acuzat într-o cauză sau alta. Sunt convins că domnia sa va merge și va da toate explicațiile necesare legat de acuzațiile care sunt aduse. Deci, din acest punct de vedere, nu avem niciun motiv să avem vreo emoție. Doi, eu am lucrat alături de domnia sa timp de 10 ani de zile și știu ce efort uriaș a făcut pentru a consolida aceste instituții importante ale statului. Din acest punct de vedere, sigur că efectele reformei în domeniul justiției se vor simți încă ani buni de acum încolo. Nu poate nimeni ști de ce un procuror ține un dosar un an, 2, 5, 6, 8 și așa mai departe. Nu politicul decide în acest caz. Politicul trebuie să creeze instrumentele prin care justiția să-și poată face treaba și atunci când e vorba de ilegalități să le scoată la suprafață, iar judecătorul să decidă dacă cazurile de corupție sau alte ilegalități care sunt produse de actori politici sau de șefi de instituții se confirmă. Deci ar trebui să luăm să privim cu foarte multă seriozitate tot ceea ce se întâmplă. Ne-am obișnuit să privim lucrurile extrem de emoțional și e și firesc pentru că nu în orice zi se întâmplă așa ceva, dar în același timp cred că tot ceea ce se întâmplă e efectul a ceea ce a construit președintele timp de 10 ani de zile. Ce le spuneți celor care nu fac decât să constate faptul că a trebuit să se termine mandatul lui Traian Băsescu, să pornească tot acest val, inclusiv în cazul doamnei Udrea și al altora. Cu siguranță îmi veți da exemple de adversari politici
din tabere total opuse care trec astăzi prin momente dificile. Nu aș da o notă politică, pentru că eu mi-aduc aminte că au existat situații și discuții extrem de aprinse și în rândul partidelor până aș încheia președintele Traian Băsescu mandatul. În PDL expresia Băsescu ne arestează primarii nu o auzeam pe la colțuri, se discuta deschis în plină ședință. Deci, din acest punct de vedere, sigur că tot acest efort de a scăpa de sub control politic sau de a-l evita de sub influența politică actul de justiție, e un lucru bun și sănătos pentru societate. Sigur că... Deci, asta mizați în continuare pe locomotiva electorală Traian Băsescu. Cred că președintele Traian Băsescu este un lider politic puternic care ne poate susține în consolidarea acestui partid. Pe de altă parte, cine altcineva v-ar mai putea susține? Păi uitați-vă și dumneavoastră, orice partid ar vrea să aibă un om cu asemenea experiență, pentru că la PSD nu există. Chiar credeți că orice partid l-ar vrea pe Traian Băsescu? Nu, cred că orice partid ar vrea să aibă în preajma sa un om cu asemenea experiență. 10 ani de zile șeful statului, primar general, 10 ani ministru în guvernul României, deci experiența domniei sale ne ajută enorm pentru a înțelege exact cum funcționează mecanismul politic și ce ar trebui să facem astfel încât să nu cădem în capcana în care au căzut partidele vechi timp. Dar Traian Băsescu, după atâția ani în care, sigur, s-a cam eternizat în anumite funcții, în altele a fost ales prin votul românilor, credeți că se mai poate schimba? Credeți că are resorturi să se reinventeze acum cu toate cele care planează asupra domniei sale? Și nu sunt puținele une dintre ele și nici ușoare. Sigur, tot ce vreau să subliniez foarte clar este că partidul are drumul său și avem obiectivele foarte clar definite. Suportul de care beneficiem din partea președintelui în acest proces este foarte important, tocmai prin prisma experienței pe care are și, sigur, și încărcătura politică pe care o dă susținând acest proiect politic nou, Partidul Mișcarea Populară. Și din punctul ăsta de vedere, e un avantaj uriaș pentru noi că este în preajma noastră și ne susține în procesul politic pe care... Poate fi și un dezavantaj, la fel de uriaș. Dar mă rog, eu cred că românii vor oameni politici care spun lucrurilor pe nume și își asumă și atunci când greșesc. E important să spună lucrurilor pe nume și să facă și acele lucruri cărora le spun pe nume uneori. Dar mă rog, Traian Băsescu ar putea să deschidă lista PMP la alegerile parlamentare din 2016? Există această posibilitate? Nu cred că președintele vrea să candideze pentru o altă funcție. Din moment ce a fost șeful statului român timp de 10 ani de zile, o funcție în parlament sau în guvern, nu cred că este obiectivul domniei sale. Ceea ce discutăm în mod deschis și aproape săptămânal, de mai multe ori uneori pe săptămână, discutăm despre pașii pe care trebuie să-i facă un partid nou pentru a nu se încărca de metehnele pe care le-au partidele vechi. Și eu am făcut parte dintr-un partid vechi și știu exact cum se pun lucrurile în pagină. Una este să spui la televizor că ești un alt fel de partid și alta este să ai în preajma ta oameni care nu înțeleg ce înseamnă democrația, nu înțeleg ce înseamnă respectul față de statul de drept, nu își asumă să își desfășoare întreaga activitate sub această convingere că este în serviciu public din clipa în care se implică în viața politică. Și pentru noi... Doamna Udrea a spus-o cu subiect și predicat. Erau bani care intrau la partid din șpăgi. Dar a spus-o domnia sa. Treburile astea nu prea au legătură nici cu ideea de spirit electoral, de competiție, nici cu statul de drept, nici cu justiția. Un partid nou, e simplu să te numești partid nou când ai în spate experții ai șpăgii
și ai alimentării cu bani negri ai unor partide noi sau vechi. Nu există așa ceva la PMP. Deci asta vă spun și vă pot garanta în mod sigur, pentru că am trecut prin două campanii electorale. Noi nu am avut resurse pentru a ne achita cheltuieli curente. Aveți și datorii la PMP astăzi? Da, există datorii destul de mari. Și toate acțiunile pe care le facem, contribuim toți în mod egal, cât se poate de transparent, tocmai pentru că vrem ca fiecare coleg care participă, fie în conducerea partidului, fie la procesul decizional din organizațiile locale, să contribuie cu atât cât poate, astfel încât partidul să fie independent. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt destul de clare. Deci, repet, noi am tras o linie în ceea ce privește activitatea noastră și încercăm să consolidăm acest partid. Anul 2014 ne-a prins într-o perioadă destul de agitată. Am intrat în o campanie electorală imediat ce ne-am înregistrat, am trecut de europarlamentare, au venit prezidențiale, deci nu am avut timp pentru a discuta pur și simplu despre modul cum trebuie să așeze acest partid și să-și selecteze oamenii care să se implice în această construcție. Fără doamna Udrea, credeți că aceste datorii vor crește? Era un sprijin inclusiv financiar, mă refer aici la calitatea domniei sale de om cu bani care ar fi putut să ajute partidul. Presupun că tinerii din PMP nu au condiția financiară pe care o avea doamna Udrea, pe care o are. Nu se pune problema în termenii ăștia, deci sublinez, eu cred că în mod cinstit și onest se poate construi un partid și asta este obiectivul nostru în clipa de față. Deci asta este și motivul pentru care insistăm ca campaniile electorale să fie susținute de la bugetul de stat, astfel încât să nu mai roiască în jurul partidelor oameni care se dovedesc mult mai târziu cu probleme și în mod direct afectează și imaginea unei construcții politice. Deci eu mă ambiționez să cred că acest lucru se poate construi în România. Spuneți că ideea unei candidaturi la alegerile parlamentare nu corespunde cu aspirațiile lui Traian Băsescu. Pe de altă parte, ne amintim faptul că secretarul general al partidului, dumneavoastră, domnul Dorel Onaca, spunea că Traian Băsescu va oferi cel mai competent prim-ministru al României. Că Traian Băsescu ar putea să fie cel mai competent prim-ministru al României sau va propune un om politic tânăr, altfel, dar din pepiniera, din apropierea domniei sale. Cum să luăm această declarație? Obiectivul nostru este să creștem puternic Partidul Mișcarea Populară în următorul an și jumătate, cât mai avem până la alegerile parlamentare. Sigur, să intrăm hotărât în alegerile locale, dar la alegerile parlamentare să fim în stare să obținem un scor care să putem propune un prim-ministru pe care competent. La momentul respectiv vom da toate elementele ce țin de Traian oferta Băsescu pe care... Traian Băsescu, cel despre care vorbiți ca fiind un catalizator, un element coagulant al partidului, pare cel mai... Dacă privim cinstit pe scena politică, între Victor Ponta, Cătălin Predoiu și Traian Băsescu, pe cine și-ar dori românii prim-ministru, s-ar putea să avem o surpriză. Victor Ponta. Glumeam, în fine. Deci, credeți că Traian Băsescu e cel mai nu am potrivit spus asta, pentru funcția nu, am de dat prim-ministru? Doar un exemplu și am spus că la momentul potrivit, Partidul Mișcarea Populară va veni și cu oferta sa politică în ceea ce privește poziția de prim-ministru, pentru că, în mod clar, anul viitor, partidele vor veni cu programe politice axate pe programul pe care vor să-l pună în aplicare prin prisma executivului, care va fi programul lor politic, programul de guvernare. Deja vedem că există diverse proiecte de guvernare care nu au nimic în comun cu realitatea, de exemplu.
Partidul Național Liberal nu face niciun secret din faptul că își dorește un guvern propriu. De asemenea, nu fac un secret din faptul că stau de vorbă cu parteneri politici. Dumneavoastră, președinte al PMP, sunteți un interlocutor al PNL-ului serios? Vor să vă atragă în guvern? Vi s-a propus să faceți parte din acest guvern? Ați vorbit despre portofolii, despre ministere, despre funcții? Nu am discutat oficial cu nimeni de la PNL despre eventuala susținerea noastră celor câțiva parlamentari care suntem la Partidul Mișcarea Populară pentru nou guvern al PNL. Nici nu ne interesează să avem asemenea discuții atât timp cât obiectivul nostru este să putem consolida partidul, să-l creștem suficient de mult astfel încât la alegerile din 2016 PMP-ul să aibă un cuvânt greu de spus și îl va avea în mod sigur. Deci în momentul acesta nu aveți discuții cu liderii partidului? Discuții oficiale nu. Dar neoficiale? Discut cu toată clasa politică. Un important lider al PMP, domnul Anton, Marin Anton, a trecut în tabăra lui Gabriel Oprea. Mai pleacă și altcineva? Tocmai ne spuneați că aveți 5 voturi în Parlament, 5 parlamentari. Cu dumnealui eram 6. Ce se întâmplă? Noi suntem în plin proces de reconstrucție. Deci am stabilit niște criterii foarte clare pentru fiecare organizație, pentru fiecare lider al partidului. E o perioadă în care oamenii își evaluează foarte bine aspirațiile, dacă vor să rămână într-un partid care are pretenții foarte mari sau vor să plece în altă parte unde se simt mult mai. PMP e un partid care are pretenții foarte mari. Foarte mari pentru că avem și motive pentru care suntem motivați să credem că acest partid va reuși. Sunt și simțim zi de zi cât de mult se încearcă minimalizarea impactului pe care îl poate avea acest partid, minimalizarea... Deci ar minimaliza cineva un partid care deja mic și mai poartă și, nu să spuneți, avantajul, alții ar spune dezavantajul prezenței lui Traian Băsescu și Adrian Udrea. Sublinez, este un avantaj uriaș suportul pe care președintele Traian Băsescu îl oferă Partidului Mișcarea Populară. Tocmai prin trei motive pentru care vedeți acest avantaj, eu insist, pentru a înțelege mai bine modul dumneavoastră de ofensivă politică. Pe scena politică nu există un alt lider politic cu mai multă experiență politică decât președintele Traian Băsescu. Este un bun, dar dezvăluirea din ultimul timp ne arată că experiența lui Traian Băsescu n-a fost totdeauna folosită pe căi ortodoxe. Asta nu decidem noi într-un studio aici. Siguranță nu, sigur. În mod clar vor apărea și alte elemente și președintele își va spune punctul de vedere. Eu, ca și colaborator al domniei sale timp de 10 ani de zile, am această convingere că lucrurile pentru care a militat în mod cinstit și deschis sunt cele în care a crezut. Și cred în continuare că domnia sa, în calitate de președinte, în mod onest și cu toată convingerea a acționat prin prisma intereselor României. Și doi. Tot ceea ce s-a întâmplat sunt lucruri care ne face să credem în continuare că acest partener pe care îl avem este unul necesar și va oferi soluții bune și pentru viitoarea guvernare, de ce nu, și în mod clar pentru problemele importante cu care se confruntă societatea românească, atât cele interne cât și cele externe. Pentru că vedeți pe Traian Băsescu un creator de programe guvernamentale? În mod clar, va oferi soluții pentru viitoarea guvernare? Absolut. Sunt convins că experiența domniei sale este foarte utilă în conceperea unui program de guvernare. V-ați obișnuit cu ideea că doamna Udrea e în închisoare, mergeți o vizitați, stați de vorbă cu domnia sa, țineți legătura, o încurajați, o sprijiniți moral? Nu am fost la închisoare. Sigur că ne interesează care este situația domniei sale. Până la urmă suntem oameni și este firesc să avem față de foști colegi sentimente
umane. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că ne interesează și ne preocupă faptul că, da, e un om care se află în dificultate. Nu intrăm în chestiuni ce țin de faptele pentru care domnia sa, în mod clar, va putea răspunde și se separă foarte clar activitatea politică a partidului de omul Elena Udrea. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt destul de clare. Corect, sperăm ca în instanță toate aceste acuzații care sunt aduse să fie clarificate. E cel mai bun lucru care se poate întâmpla și pentru domnia sa, și pentru noi, și pentru toată opinia publică care este interesată. Pentru că eu am fost în Parlament atunci când am stat până la 1 noaptea pentru a vota cele 6 cereri de începerea urmării penale și de arestare și am văzut că la o săptămână distanță parlamentarii au avut cu totul altă opinie. Deci există și din punctul ăsta de vedere foarte multe chestiuni care ridică semne de întrebare. Eu cred că toți cetățenii, indiferent de numele lor, trebuie să aibă parte de un tratament corect și civilizat, inclusiv în situații în care trebuie să răspundă în fața justiției. Domnule Tomac, o ultimă chestiune. Votul prin corespondență. Ați depus în Parlament la începutul acestei luni proiectul de lege privind votul prin corespondență. Care credeți dumneavoastră că sunt beneficiile, explicațiile celor care vă privesc? Plec de la următoarea realitate. Peste hotare, în ultimii 8 ani de zile, au plecat aproape 3,5 milioane de cetățeni români. Oameni cu vârste cuprinse între 20 de ani și 45 de ani. Asta este marea categorie de cetățeni care au plecat peste hotare. Deci oameni activi care ar fi putut produce aici. Sunt cetățeni europeni, beneficiază de aceleași drepturi și obligații ca și orice cetățean al Uniunii Europene. Deci ar trebui să privim, să avem o abordare europeană în ceea ce privește această chestiune legată de cetățenii români care pleacă în afară. Se spune greșit tot timpul raportându-se la diaspora. Nu, diaspora românească sunt românii care au plecat din rațiuni politice înainte de 89 peste hotare. Cetățenii români care au plecat pentru un loc de muncă mai bine plătit în ultimii ani în diferite colțuri ale Europei, cei mai mulți în Spania și Italia, trebuie să aibă un mecanism la dispoziție prin care să-și poată exercita mai departe drepturile de care beneficiază, și anume dreptul la vot. Această realitate ne impune să creăm mecanisme noi prin care oamenii să poată vota. Și am venit cu acest proiect de lege încă din 2013, pentru că știam ce se va întâmpla la alegeri, pentru că eu am candidat în 2012 pentru un colegiu de deputat care îi reprezintă pe românii de peste hotare, în mod special cei mai mulți cei din Basarabia. Și la alegerile din 2012 românii au stat câte 5-6 ore la coadă, vreme foarte rea, pentru a vota. Știam că același lucru se va întâmpla și la prezidențiale, motiv pentru care am venit cu legea votului prin corespondență. Regret că după 16 noiembrie, când românii au ieșit la vot într-un număr foarte mare și în mod special cei de peste hotare, clasa politică, la nicio lună de zile după alegerile prezidențiale, a respins cu o majoritate covârșitoare în Parlament, doar 8 voturi pentru legea votului prin corespondență. Imediat după 9 decembrie am refăcut proiectul de lege, am elaborat un nou proiect de lege privind votul electronic, le-am supus dezbaterii publice timp de 2 luni de zile, am încercat să discut în Comisia de Cod Electoral pe această problematică pe care o prezentau toți liderii politici de priorități, de la președintele Iohannis până la premierul Ponta. Nu s-a va susține în demersul ăsta? Nu s-a discutat nici la această oră modul cum vor vota
românii de peste hotare la alegerile parlamentare, prezidențiale sau europarlamentare viitoare, motiv pentru care am depus din nou în Parlament aceste două proiecte de lege, pentru că cred că realitatea ne obligă să ne asumăm și să creăm un cadru nou, modern, prin care cetățenii să poată vota într-un număr cât mai mare. În caz contrar, și la următoarele alegeri, să nu credeți că dacă politicienii ignoră această realitate, nu vom avea aceeași situație umilitoare prin care au trecut românii. Și în mod clar, și atunci, instituțiile statului vor trebui să reacționeze, pentru că acum există deja o anchetă a DNA-ului în ceea ce privește votul din diasporă de la ultimile alegeri prezidențiale. Sigur. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Toman, pentru prezentare. Și eu vă mulțumesc.